Bună seara, doamnelor și domnilor! Nicolae Ciucă a făcut astăzi anunțul ferm: PNL va avea candidat la prezidențiale. Nu s-a nominalizat pe el, dar informația aruncată azi în spațiul public ne dă o idee și despre care ar putea fi planul pentru după alegerile din iunie. Dacă PNL dă președintele, atunci PSD va da premierul și de aici cale liberă împărțelii. Asta dacă nu cumva merge fiecare cu candidatul lui. Discutăm imediat scenariile. O să vorbim și despre cifrele care îi neliniștesc pe candidații la primăria Capitalei, pentru că un nou sondaj arată că Piedone, aflat pe val, ia voturi și de la PNL. Între timp, rănile din PSD pe marginea candidaturii care n-a mai fost să fie, cea a Gabrielei Firea, nu par să se fi închis de tot. Detaliem în emisiune. Tot astă seară despre scandalul păcănelelor. Se vor scoate în afara anumitor localități mici, ceea ce a dat naștere unor discuții aprinse în Parlament. Despre ce rezolvă legea și care sunt suspiciunile de praf în ochi vorbim ceva mai târziu. Și discutăm și cifrele dătătoare de fiori ale deficitului. 36 de miliarde de lei, adică 2% din PIB, adică deja jumătate din cât era planificat pentru anul ăsta. Cum se vor plăti pensiile majorate? Cu cât vor crește dobânzile și așa astronomice la împrumuturile pe care le face în România? Dezbatem în emisiune ceva mai târziu. Până atunci, informația serii: PNL va avea candidat propriu la președinție. E anunțul făcut de Nicolae Ciucă la Buzău, cumva pe terenul lui Marcel Ciolacu. Așadar, cum va arăta planul comun după anunțul ăsta? Analiza momentului cu Bogdan Teodorescu, în legătură directă cu noi, analistul politic Bogdan Teodorescu. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara! Vine această confirmare, domnule Teodorescu, pentru că până acum era așa, să vedem, insistau cei din PNL că trebuie să aibă PNL-ul candidat. Domnul Ciucă iese, face pasul în față și zice: da, vom avea candidat. Cum se schimbă jocul? În continuare, eu cred că acel anunț făcut de cei doi lideri că discuția va fi consolidată după alegerile locale nu trebuie ignorat. De asemenea, trebuie înțeles că în momentul de față PNL-ul are o problemă de mobilizare, lucru care se vede destul de clar în comportamentul lor electoral, și există acuze foarte solide chiar din partea unor foști aliați, ne uităm la USR, care, inclusiv editorialiști din zona respectivă, care afirmă că de fapt PNL-ul este topit în interiorul PSD-ului și practic nu mai are personalitate. În fața unui asemenea lucru există riscul de mobilizării activului sau chiar orientării acestea în alte direcții. Deci ieșirea domnului Ciucă de astăzi cu anunțul ferm: noi vom avea candidatul la președinție, deci nu cedăm acest lucru PSD-ului, trebuie citit și în această cheie a pregătirii alegerilor din 9 iunie, când este bine ca toți candidații lor să fie în front și să se gândească nu numai la aceste alegeri, ci și la cele care vin. În altă ordine de idei, este știut, s-a vorbit destul de mult pe coridoarele puterii sau, mă rog, în zona de informații mai mult sau mai puțin asumate din spațiul public românesc, că această împărțeală există. Și existau trei scenarii marșilate: președinte PNL, prim-ministru PSD, viceversa, președinte PNL, PSD, prim-ministru PNL și a treia variantă, un independent susținut de ambele partide. Toate aceste lucruri sunt un pic rămase în așteptare, în vederea sau pentru a se vedea rezultatul independentului inventat de ei pentru alegerile locale. Acest independent, dincolo de tentativa lor de a cuceri Bucureștiul și de a-l da jos pe Nicușor Dan, este și o dorință de a vedea cum se așează aceste partide împreună și cum susțin împreună un terț. Bun, dar lucru aceste... care, mă rog, da, nu se vede foarte bine, vă rog. Aceste trei scenarii de care vorbiți mai pot rămâne în picioare odată ce s-a făcut anunțul ăsta? Adică poate PNL-ul să mai dea înapoi și să spună: ok, ne-am mai gândit, rezultatul de la locale plus europarlamentare a fost foarte încurajator, ne gândim la altă variantă, nu mai dăm noi PNL-ul candidat la președinție. Se mai poate aici, face... Aici este o nuanță. E destul de clar că PNL-ul nu va putea să vină să spună: da, îl susținem pe Ciolacu. Destul de clar.
Dar un candidat independent asumat de PNL e altceva. Deci scenarii, cele trei scenarii rămân două în ipoteza planului comun, două, de fapt. Fiindcă, da. Nu uitați că această declarație a fostului premier Ciucă vine în continuare a declarației actualului premier Ciolacu, care spune că el se gândește dacă vrea să candideze, că lui îi place mult funcția de prim-ministru și așa mai departe. Deci că s-ar putea să se fie ajuns la un deal între ei, se poate. În continuare însă afirm că e foarte important rezultatul acestor alegeri și o să încerc să vă spun de ce. Această alianță este cotată undeva în jur de 50% dacă facem aritmetica celor două partide. 31 pic PSD, un pic spre 20 PNL. Deci 51 pic. Dacă scorul lor rimează cu această poveste, bun, n-o fi 50, o fi 47, o fi 48, lucrurile sunt ok. Dar dacă scorul e la 40, fiți convins că discuțiile nu se mai poartă cu lejeritatea pe care o vedem în momentul de față. Adică ei totuși testează multe elemente comune și după cum vedeți și dumneavoastră dați zi de zi dovezi ale gripării acestei tentative. Sunt nenumărate locuri în țară în care această alianță nu merge și în care această alianță nu merge afirmat public. Nu mai vorbim de lucrurile în care nu se afirmă public, dar tot nu merge. De aceea declarația domnului Ciucă, eu o citesc în primul rând în cheia mobilizării propriului lor electorat, care are tendința de a se simți abandonat, inclusiv cu riscul de a migra spre Forța Dreptei, mă rog, alianța aceasta nouă care se face în jurul USR-ului și care poate fi atrăgătoare pentru unii dintre ei care nu doresc o coabitare cu PSD-ul, mai ales în ipoteza unui PSD care le dă și președintele. Da, noi am arătat zilele astea atacul, practic s-a dat așa, a dat Mircea Joana acest atac la coaliția de la putere, spunând ne tot bagă în cap ideea asta că nu se poate fără ei, ba da, se poate și fără ei, și a vorbit acolo despre cum vor să închidă jocul, cum vor să nu mai lase pe nimeni pe lângă ei și așa mai departe. Acum întrebarea este, se mai poate profila Mircea Joana ca acest independent susținut de ambele partide, vine pe culoarul lui propriu ca să elucidăm și locul lui în momentul ăsta? Mircea Joana și-a făcut o campanie de teasing foarte bună. E incontestabil, e o pre-campanie foarte bună. Probabil că a obținut și un oarecare sprijin popular. Niște sondaje neindidil indică undeva în fruntea opțiunilor la nivelul încrederii. Problema domnului Joana este că deocamdată nu are un partid și România nu are o experiență până în momentul de față în care un independent, complet independent, poate câștiga alegerile de unul singur împotriva partidelor mari. De asemenea, cred că această declarație a lui agresivă la adresa conducerii și activelor celor două partide majore poate fi citită și într-o cheie de frustrare, dar poate fi considerată și o mică eroare politică. Fiindcă totuși, dacă vrei ca oamenii ăia să te susțină, în principiu nu-i contrezi neapărat pe față, adică cumva încerci alte metode. Probabil că a ajuns la această stare, fiindcă negocierile n-au reușit, domnia sa n-a obținut garanțiile că unul sau amândouă partidele s-ar alinia în spatele negocierile său. Mi se pare că s-au încheiat de tot cu Mircea Joana, adică n-au reușit până acum sau s-au închis de tot? Oare? Îmi cereți o informație pe care nu o am, dar din nervozitatea domnului Joana bănuiesc că lucrurile nu sunt foarte vesele. Că dacă erau niște portițe deschise, știți, acea celebră vorbă, nu spargi geamul dacă totul sper să ți se deschidă. Dacă crezi că nu se mai deschidă, dai cu piatra în el și spargi. Nu pot afirma că a spart neapărat geamul, dar domnia sa cam agită piatra în fața geamului la acest moment. Cât despre aur, domnule Todorescu, aici, care-i jocul? Pentru că vedem această cochetare cu mai mulți candidați la primăria capitalei, da. Niciunul a asumat până la capăt, pe unii ni-am dori, unii ar fi ai noștri, dar nu îi formalizăm. Despre scenariul candidaturii la președinția lui Simion, la fel, numai lucruri lăsate așa în coadă de pește, în dubiu, unii își doresc, unii mă împing, zice Simion, dar stați puțin, toate la timpul lor. Care-i jocul? În primul rând, Aurul a făcut o greșeală strategică. Bine, mă rog, nu e neapărat a lui greșeala, fiindcă cei din opoziție, din putere, i-au dat un șah. Cumularea acestor alegeri europarlamentare cu locale l-au scos din strategia pe care o gândise și care era o strategie corectă. El se aștepta ca la europarlamentare să se consacre a fi un partid mare. Un partid chiar semnificativ, cu doi în față, poate chiar partidul numărul 1 al României.
Introducerea localelor în această strategie și realitatea lipsei de aleși locali pe care Partidul Aur o are, l-au pus în situația de a, de a pierde aceste alegeri, deci de a avea un scor prost. Acesta este primul punct. A doua greșeală pe care a făcut-o George Simion este lipsa unui candidat foarte vizibil la București. După cum dumneavoastră remarcați, Bucureștiul se joacă între 2 plus 1 candidați. Piedone, Nicu Șordan plus Cârstoiu din partea Alianței. Despre candidatul Aur nu se vorbește absolut deloc. Deși omul ăla ia 6%, 8%, e undeva pe acolo. Aceste alegeri sunt foarte vizibile, sunt de fapt cele mai vizibile alegeri locale din România, sunt alegerile acestea care riscă să estompeze dezbaterea de la europarlamentare, ceea ce îl încurcă foarte tare pe Simion. Agitația pe care ați văzut-o, inclusiv tentativa aruncării lui Gușă în luptă, personaj mult mai vizibil decât Enache, nu pot să afirm că ar lua mai multe voturi decât Enache, că nu știu, dar mai vizibil e sigur și mai contondent în spațiu public, ar fi putut să-i ridice această vizibilitate și să repună Aurul și tema suveranistă pe hartă. Ați văzut că au făcut acea lansare cu Vlad Țepeș, interesantă în sine și chiar e de văzut. Noi de la Vadim încoace n-am mai avut evocarea voievozilor în campanie electorale. Vadim 2000 mă refer. N-am mai avut evocarea lor în campanie electorală. Trebuie văzut cum prinde acest lucru, dacă publicul românesc la acest moment este sau nu mai este motivat să asculte tipul acesta de campanie și tipul acesta de construcție electorală, politică și așa mai departe. Și o ultimă chestiune, domnule Teodorescu, legată exact de capitală, pentru că au venit și datele acestui sondaj Atlas Intel la comanda Digi24, care îl arată pe Nicu Șordan cu 37,1%, pe Cristian Popescu Piedone cu 30%, pe Cătălin Cârstoiu cu 17,4% și pe Mihai Enache de la Aur cu 4,9%. Și o informație foarte interesantă, așa la prima mână, este că Cristian Popescu Piedone ar lua voturi inclusiv de la PNL. Și acum stau și mă întreb proiectul candidatului comun și cât e nevoie să pompezi în ideea că e asumat de ambele partide și că, de fapt, poate să însemne ceva foarte mult. Acum, eu am mai atras atenția odată apropo de sondajele de opinie. Nu vreau să fac niciun proces de intenție nimănui. Dar dacă ne uităm, sondajele de opinie au niște diferențe uriașe între ele. Avem candidați, același candidat plasat la 14% într-un sondaj față de celălalt. Nu uitați că până nu de mult, săptămâna trecută, l-aveam pe Piedone la 45 și pe Nicu Șordan la 30. În momentul de față este oarecum pe dos. Nu știu dacă Piedone a pierdut 15% într-o săptămână și nici dacă Nicu Șordan a câștigat 9% într-o săptămână. Analiza fiecărui sondaj în parte pare că trebuie făcută cu oarecare atenție. Dar la întrebarea dumneavoastră vă pot spune cu certitudine că Piedone poate lua voturi din toate părțile, fiindcă este un tipic candidat antisistem care sancționează în esență clasa politică și care se declară în afara ei sau chiar în opoziție cu aceasta. Ori, marele avantaj al lui Piedone este că până acum 10 zile era singurul candidat al lui Nicu Șordan. Nu uitați că doctorul Cârstoiu a apărut recent și încă nu și-a consolidat o campanie, nici măcar nu ne-a învățat foarte exact ce vrea să spune și de ce spune ce spune. În momentul de față, axa în București este în continuare Nicu Șordan Piedone și dacă ați văzut declarația lui Nicu Șordan de astăzi care anunță că Piedone are șanse să câștige primăria capitalei, este o tentativă de a-și mobiliza propriul electorat sau chiar electoratul lui Cârstoiu să vină în partea lui dacă persoanele nu sunt simpatizante ale lui Piedone. Și atunci, dacă e simplu, Piedone spune, dacă nu vezi pe Nicu Șordan, votați-mă pe mine. Nicu Șordan spune, dacă nu vezi pe Piedone, veniți la mine. Au creat axa electorală și, într-un fel, prin această axă l-au scos pe Cârstoiu deocamdată din discuție. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Teodorescu, analist politic. În deschiderea acestei ediții, vi prezint și pe invitații din platou și le mulțumesc pentru răbdare. Florin Spătaru, consilier de stat PSD, bună seara. Ionuț Moșteanu, deputatul SR, purtător de cuvânt al partidului, bună seara. Sociologul Vladimir Ionaș, bună seara. Bună seara. Consultantul politic George Râpă, bună seara. Mulțumesc. Și în foarte scurt timp alături de noi, prin legătură Skype, și Gheorghe Falcă, europarlamentar din partea PNL. Îl așteptăm dintr-o clipă în alta. Anunțul serii, făcut de domnul Ciucă, mă întorc la el, domnule Spătaru, PNL va avea candidatul lui la prezidențiale. Pare anunțul care tranșează discuția asta. Tot ce mai rămâne PSD-ului în ipoteza asta este, dacă se merge cu plan comun, să spună ce?
că Partidul Social Democrat va avea un candidat la președinție. Suntem cel mai mare partid din țară. Al lui, al PSD-ului, deci nu tot în persoana domnului Ciucă. Al Partidului Social Democrat. Dar deocamdată cred că toate aceste discuții nu sunt, în acest moment, nu sunt tranșate. Am spus, a spus-o și Mihai Tudose în diverse conferințe de presă, deocamdată ne concentrăm pe europarlamentare și alegerile locale și după aceea vom discuta despre ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale. Faptul că domnul Nicolae Ciucă vine și spune că va avea PNL-ul va avea un candidat la prezidențiale este un punct de vedere. Din punctul nostru de vedere, noi, cei din PSD, spunem că insistăm, continuăm să susținem un candidat PSD care în acest moment nu poate fi altcineva decât Marcel Ciolacu. Bun, evident că se poate, dar nu într-un plan comun, nu într-un plan în care partidele să mai susțină o singură persoană, ori de la unul, ori de la altul. Tocmai de aceea este prematur să discutăm în acest moment despre candidatul la prezidențiale, pentru că mai e timp. Și ne concentrăm în special pe rezultatele din alegerile locale și din europarlamentare. Pentru că aceste rezultate vor da măsura înțelegerii pe care o vom avea în perioada următoare pentru prezidențiale, dar să nu uităm și alegerile parlamentare de la începutul lunii decembrie. Bună seara, domnule Falcă. Ne vedem, ne auzim, da? Bună seara. De ce acum anunțul ăsta, dacă tot s-a tot vorbit de să așteptăm 9 iunie, să vedem și din 10 încolo discutăm și așa mai departe, iată că domnul Ciucă totuși tranșează problema candidaturii, o să avem candidatul nostru, al PNL-ului, asta e. Evident, Partidul Național Liberal nu poate să aibă o altă opțiune decât aceea de a avea un candidat la funcția de președinte a României. Și având această campanie electorală atât pentru alegerile locale cât și pentru alegerile europarlamentare, președintele partidului poate să transmită un mesaj pe această direcție, un mesaj prezidențial, pentru că, fiind într-o campanie, folosește oportunitatea de a transmite astfel de mesaje. Și atât? Adică e doar de a transmite un mesaj, e doar de a mobiliza electoratul sau e ferm pe poziție PNL-ul? Că aici e întrebarea. Partidul Național Liberal cred că pe această temă este ferm pe poziție și așa a fost întotdeauna dreapta politică și a transmis din 2004 un candidat și din 2004 a câștigat de fiecare dată. Și când la fel de fermi ați fost și când a zis dați-ne votul să vă scăpăm de PSD și v-ați luat cu ei în brațe? Tot așa fermi ați fost, liberalii? Nu vreau să intrăm în discuția faptului că am fost împreună la guvernare și... Nu, în 2020 în alegeri ați păcălit electoratul liberal, a spus dați-ne votul să vă scăpăm de PSD. Credeți-mă că oamenii ne vor judeca atât pe noi cât și pe dumneavoastră și de aceea suntem în alegeri și în alegeri oamenii o să ne dea răspunsul exact la ceea ce s-a întâmplat. Pentru că eu ca om politic regret că dreapta nu este unită astăzi. Dreapta e unită, Alianța Dreapta Unită. E PSD cu PNL și Alianța Dreapta Unită. Sunt două alianțe. Am orgămit, termin fraza și spuneți dumneavoastră. E o chestie de corectitudine. Eu doar spun că întotdeauna când dreapta a fost unită, a câștigat președinția României. Acum dreapta e unită, Alianța Dreapta Unită și în partea altă e PSD unit cu PNL și vom vedea ce vor alege România. Și mai ales electoratul de dreapta. Am înțeles opțiunea dumneavoastră. Bun, hai să vedem. Vom vedea opțiunea românilor, că opțiunea mea e clară. Și a dumneavoastră e clară că sunteți pe listă de europarlamentari între PSD-iști. Acolo aveți un PSD-ist în față, un PSD-ist în spate. Ca liberal, urmașul lui Brătianu, nu știu un cum un PSD-ist în frunte ar trebui precizat pentru, vreau să știți că pentru felul în care s-a transformat femeia independentă în domnul Tudose. Da, vreau să știți că noi aici la Bruxelles, partidele care sunt în cele trei mari grupuri europene, creștin-democrat, PP, socialist, intră PSD și Renew, unde intră USR, Reper, noi aici am colaborat împreună și am pus întotdeauna interesul României, de aceea nu avem o problemă de colaborare. Eu vorbeam de listele comune cu care vă duceți în fața alergătorilor liberali pe care cărora le cere să-l voteze pe Tudose, de exemplu. Na, exact, ibiți. Pentru că noi aici colaborăm împreună și împreună vrem să ducem interesul României și așa cum am colaborat până acum o să colaborăm împreună. Important este să ne treacă nouă proiectele. Acest lucru e de decis aici la Bruxelles.
Da, da, sunt Bun. Sigur, știu foarte bine. Hai să vedem dacă s-a tranșat chestiunea asta, Vladimir Ionaș, a candidatului. Mai introducem un element în ecuație, ce spune domnul Ciolacu aseară într-un interviu, zicând: eu nu sunt convins eu cu mine că sunt cel mai bun candidat sau că voi fi candidatul pentru funcția de președinte și nu e nici prima oară, nici ultima când o spun. Cel mai mult pe mine mă interesează să duc la capăt mandatul de premier. Putem să bănuim că e aici un plan coordonat în mai mulți pași? Iese domnul Ciucă, spune: noi, PNL-ul, sigur avem candidat la președinție, și domnul Ciolacu ieșind și zicând: eu nu sunt sigur, pe de altă parte, că vreau să fiu președinte? Cred că, din punctul de vedere al strategiei politice, până pe data de 10 iunie nimic nu e tranșat. Până cele două partide nu vor face o analiză a rezultatului alegerilor, în special a alegerilor europarlamentare din data de 9 iunie, nu putem vorbi de ceva tranșat pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale. Pe de altă parte, datele din ultimii ani arată foarte clar. E aproape imposibil pentru PNL să susțină un candidat desemnat de PSD sau pentru PSD să susțină un candidat desemnat de PNL, din interiorul PNL. Evident că întotdeauna există soluția pentru oricare dintre partide să vină cu o propunere, nu știu, un independent, o persoană care este din afara celor două partide, pe care să îl îmbrățișeze cu mare deschidere electoratele ambelor partide. Dar e de văzut, depinde cum vor arăta. Dar păi cred că principalul... Cu avem candidatul nostru la pe care... Nu poți să o întorci și să zici al nostru însemna păi... unul din afară, dar pe care ni-l asumăm, deci al nostru, depinde, că nu l-ai adoptat așa de depinde care. Din, poate fiecare partid va avea un candidat propriu. Câți te-o vreun frate? Poate fiecare partid va avea un candidat în turul 1 și apoi se va lua decizia de a susține candidatul care ajunge în turul 2. Nu știu exact cum va fi. Dar, repet, din punctul meu de vedere, până la, pe data de 10 iunie, orice discuție într-un mod serios pe acest subiect mi se pare că nu poate fi purtată, pentru că e o mare semn de întrebare care va fi scorul. Da? Pentru că una va fi discuția începând de pe 10 iunie, dacă scorul alianței, să spunem, ar fi cu 5 în față, alta va fi discuția dacă e cu 4 în față, alta dacă e cu 3, nu știu. Că nu citim în stele. Depinde. Acum sunt, știu, eu sunt convins că sunt analiști politici, consultanți politici care fac tot felul de scenarii, absolut normal, dar cred că rezultatul alegerilor va da peste cap multe scenarii și va da nașterea acelui scenariu care, pe care îl vor îmbrățișa ambele partide. Apropo de asta, cu în primul tur, Grindeanu zice PSD și PNL ar trebui să aibă candidați separați la prezidențiale în primul tur. Logic. E, dar de ce în primul tur și nu mergem pe această variantă a candidatului comun, dacă tot ne-am apucat, nu? Păi s-a văzut la alegerile locale din București de ce nu merg cu candidat comun, pentru că un candidat comun nu reușește să aducă majoritatea electoratului celor două partide. Nu e acceptat, indiferent care ar fi el. Dar să știți că mie mi se întâmplă destul de rar să fiu de acord cu domnul Marcel Ciolacu și în seara asta sunt. Îi salut declarația domniei sale. Cred că are dreptate atunci când spune că poate nu e cea mai bună opțiune pentru a obține sau pentru a prelua funcția de președinte al României și sunt de acord cu domnia sa. Habar n-avem ce limbi străine știe. Și-a definitivat studiile după 30 ceva de ani, nu știu, și-a luat bacalaureatul pe la vârsta aia. Economia României, guvernul pe care îl conduce, e foarte aproape să ducă economia României în gard. Suntem în colaps, suntem foarte aproape de a intra în colaps. Astea sunt cifrele pe care le explică economiștii zi de zi. Deci nu l-aș vedea pe domnul Ciolacu mergând acolo. Eu rămân la ce am spus și săptămâna trecută. Partidul Național Liberal este partidul care are, și dacă ne uităm în istorie, la ultimele 4 alegeri, șansele cele mai mari pentru a da și viitorul președinte al României. Problema Partidului Național Liberal însă astăzi este că nu are un candidat despre care să fim siguri că poate intra în turul 2. Asta e ironia. Domnul Ciucă, dacă intră, să spunem, cu Marcel Ciolacu în turul 2, domnul Ciucă câștigă alegerile. Dar domnul Ciucă are probleme în a ajunge în turul 2. În momentul de față, în sondaje, nu cred că se află în primele 4 poziții. O scurtă observație. Degeaba vorbești vreo 5 limbi străine dacă în 10 ani nu te aude nimeni. Eu cred că știe, dar nu vrea să se prindă lumea că știe. Da, de ce ai duce în turul 2 pe Ciucă versus Ciolacu ca să stârnești această confuzie și să zici: doamne, acum după ce ne-am împrietenit atât, am avut liste comune, candidați comun, nu știu ce, venim și ne batem între noi, dar doar în bătălia asta pentru... Adică dacă ajung amândoi în turul 2.
Ce ne facem? Cum arată? Repet, este prematur să discutăm despre orice scenariu politic privind alegerile prezidențiale. Mai mult, există o mare diferență între alegeri locale, europarlamentare și cele prezidențiale. Cele prezidențiale sunt în două tururi. Atunci, o parte din aceste declarații au sens, dar trebuie să ținem cont că, inclusiv la alegerile prezidențiale, spre deosebire de alegerile locale, avem un vot politic. Iar președintele este ales printr-un vot politic. Și atunci, toate aceste discuții privind candidatul la prezidențiale vor avea sens abia după ce vedem, tragem linie și vedem ce se întâmplă pe data de 10 iunie. Da, contează foarte mult, contează rezultatul pe care îl vom avea, contează rezultatul inclusiv din alegerile locale, pentru că forța partidelor este dată de rezultatele pe care le vom obține individual și comun, acolo unde este cazul, în alegerile din 9 iunie. Și dacă tot vorbim de sondaje, cine poate fi candidat sau cine poate câștiga alegerile, haideți să ne raportăm la votul românilor și nu la sondaje. Pentru că sondajele, după cum vedeți, aveți un sondaj apărut de curând, în care Nicușor Dan răstoarnă toate discuțiile de până acum și un prim candidat, nu cred că e cazul. Pentru că și Cătălin Cârstoi este un candidat foarte puternic care va fi susținut de cele două partide. Simt nevoia să intervin, că e a doua oară în seara asta când cineva vorbește despre sondaje și modificări. La domnul Teodorescu mă așteptam să vrea, înainte să facă o afirmație, să uite în primul rând la modul în care sunt făcute sondajele, să vadă ce înseamnă un sondaj făcut pe teren și ce înseamnă un sondaj care este, în care datele sunt culese online, pe un panel online, pentru România. Nu vorbesc că firma respectivă are experiență îndelungată în țări din America Latină, din Statele Unite și Canada, unde acoperirea și utilizarea internetului este la o cotă foarte mare. E o diferență mare de metodologie între sondaje, de aceea e și diferență. Dar dacă oamenii politici ar trece când citesc sondajele mai departe de planșa cu intenția de vot și ar citi în detaliu, ar înțelege mai multe lucruri. De aceea mă mir că și domnul Teodorescu a făcut o astfel de afirmație. Deci sondajele, da, sunt o poză de moment. Eu știu că politicienii le îmbrățișează când le convin rezultatele și le resping când nu le convin. Dar asta, opinia cetățenilor, să știți că se schimbă foarte des. E de ajuns o afirmație a unui candidat să treacă de pe locul 1 pe 2. Știți ce se întâmplă? Ne-au zis cei de la PSD și PNL că trebuie să-i dăm un pic de timp candidatului Cârstoiu să crească. Atunci am intrat într-o logică din asta în care săptămână de săptămână cineva mai face un sondaj să vadă progresul domnului Cârstoiu. Atenție, pentru că un domn de la PNL, pe numele lui Rareș Bogdan, care sigur tăia pensiile într-o zi și așa mai departe, s-a apucat să facă o promisiune inclusiv aici. O să vedeți cum recuperează câte 2-5% pe săptămână. Am mai mers și cu metrou, mai face lucruri. Și acum ai creat un fel de așteptare și presupun că, hai, poate nu într-o săptămână, dar din două în două săptămâni să va mai face un sondaj ca să se vadă dacă Rareș Bogdan și alții ca el au dreptate când zici că recuperează. Era un nivel de așteptare normal în momentul în care candidatul pe care îl propui pleacă cu o notorietate de doar 50%, cealaltă 50% parte din populație e considerată potențial de creștere. Acum, evident că nimeni nu-ți poate garanta că tu vei reuși să convingi toți acei 50% să vină să te voteze. Poate 49% vor zice, domnule, mie nu-mi place ăsta și votez tot cu altul. Dar ai un potențial uriaș de creștere, spre deosebire de domnul... Domnul Ionaș, de unde avea? Asta era notorietatea domnului. De unde? Acum trei săptămâni nu știa nimeni. Eu știu că sunt piteștean. Acum noi care mai știm un pic de lume politică. Lansarea și tot ce s-a întâmplat în acele zile au avut un impact. A fost foarte prezent în niște scenarii înainte de lansare. S-a vorbit de el de două luni. Era el cu Ionuț Lupescu și cu da. Și lumea s-a fi dus pe Google să vadă cine e domnul Cârstoiu pe care ar vrea să propună coaliția. Domnul Cârstoiu, există totuși un pericol. Dacă nu reușește în următoarele două săptămâni să se stabilizeze la un scor apropiat de 30%, în mintea bucureșteanului va apărea ideea votului util. În mintea bucureșteanului va apărea ideea că, de fapt, lupta aceasta la primărie se dă între Nicușor Dan pe de-o parte și Piedone de cealaltă parte. Păi asta e realitatea, de fapt. Ori asta înseamnă că, de la un punct încolo, domnul Cârstoiu, în loc să crească, va începe chiar să scadă. Amintiți-vă, în 2000, noi am o prima dată acest tip de alegeri într-un singur tur de scrutin, în 2012. Dacă vă uitați, atunci au fost foarte mulți candidați
care au obținut scoruri importante, pe locul 3, 4, 5, 6. Pe măsură ce a trecut însă timpul 2016-2020, numărul candidaților care au obținut, în afară de cei de pe primele două locuri care au obținut scoruri importante, a scăzut foarte mult. Am avut o excepție în 2020 cu Traian Băsescu, doar că Traian Băsescu e un alt tip de politician, e un om care are cu adevărat fanii și susținătorii lui, probabil că dacă peste va avea, e venit la 120 de ani Traian Băsescu să candideze la ceva, tot să vor găsi 7% să-l voteze. Ori, domnul Căstoriu intră în capcana asta și s-ar putea să nu iasă foarte bine din ea. Da, acum am uit că în funcție de studii, de nivelul studiilor în acest sondaj, Piedone ar fi votat de 62,2% dintre bucureștenii cu studii primare și Nicușor Dan doar de 44,8%. Deci sigur că aici, acum, dacă stai să stratifici, ajungi la foarte multe concluzii. Dar una care cred că e îngrijorătoare pentru PNL, domnule Falcă, este că Piedone ar lua inclusiv din electoratul PNL, de la acest electorat ar lua voturi. Eu cred că bucureștenii, atunci când vor face analiza pentru vot, o să se gândească și la votul pentru primar și la ceea ce înseamnă funcționarea Consiliului Local, pentru că ai nevoie de o majoritate. Și astăzi, alianța PNL-PSD poate să fie singura care să genereze o majoritate în Consiliul Local și o funcționabilitate a Bucureștiului, pentru că ai nevoie de reforme foarte mari. Bucureștiul trebuie să fie mutat prin reforme foarte mari și are nevoie de sprijin. Are nevoie apoi Bucureștiul de relație corectă între primarul capitalei și primarii de sector, pentru că blocajele le simt cel mai mult cetățenii din București. Și ca om care am lucrat 19 ani în administrație, știu ce înseamnă funcționarea ei, știu ce înseamnă relația pe care trebuie să o ai cu Consiliul și este nevoie de o majoritate și de un sprijin foarte mare. De aceea sunt de acord cu George în momentul în care spune de nevoia de votul util. Bucureșteanul o să se gândească foarte clar care este votul util atât pentru primar și pentru majoritatea Consiliului Local. Stați să ne mai explicăm ceva, că eu am zis că ea de la PNL, Popescu Piedone, informația corectă, completă, este că Popescu Piedone obține cele mai multe voturi de la electoratul PNL, în vreme ce domnul Cârstoiu obține cele mai multe voturi de la electoratul PSD, iar Nicușor Dan primește voturile USR-ului și un proces, mă rog, probabil și ale Alianței în ansamblu, dar și un proiect important de la alegătorii PNL. Deci în schema asta PNL-ul își împarte voturile între Nicușor Dan și Piedone doar ca să nu îi dea voturi lui Cârstoiu, pe care cumva îl asociază cu PSD-ul. Asta e interesant. Exista această suspiciune, domnule Spătaru, că e mai mult propunerea PSD-ului, domnul Cârstoiu. Păi e propunerea lui Marcel Ciolacu 100%, asta știm. Eu înțeleg că toată lumea dorește să-l facă pe Cătălin Cârstoiu mic. El nu e mic și nu o să fie mic. Iar toate discuțiile privind modul în care se împart aceste voturi între pe electorat, pe categorii de electorat, din punctul meu de vedere, se vor demonstra, își vor demonstra viabilitatea pe 9 iunie. Pe de altă parte, dacă tot vorbim de electorat PNL-PSD, să știți că mâncători de salam și de usturoi sunt în toate zonele, nu numai într-o parte sau în altă parte. Piedone, din punctul meu de vedere... Păi, eu nu înțeleg. Uitați-vă la campania pe care a făcut-o Piedone. Ce, nu știți referința? Referința cu Piedone. Referința e Piedone pe trotuar, mâncând salam pe ziar cu... Aia am văzut. Cu din punctul meu de vedere... Așa, toți ne uităm la fotbal, dar nu ne fotbal niște miniștri, primari și... Din punctul meu de vedere... Piedone și-a cam arătat și platforma electorală și cam maximul a ceea ce poate. Până la urmă, bucureștenii vor trebui să decidă ce vor. Dacă vor pe cineva care la 11 noaptea face teatru și spune că la 11 noaptea cineva asfaltează o stradă din București, sincer, eu nu sunt bucureștean. Dumneavoastră ați văzut la 11 noaptea străzi din București care au fost asfaltate în ultimii 5 ani? Ca și un funcționar al primăriei care să vină să,
să-i spună primarului, știți, gata, am terminat tot și ne apucăm. E un teatru ieftin, sincer. La 11:30 noaptea am văzut când plecam de aici, dar e din Comările Bulevard, de pe aici, prin centru. Ăsta, în 2012, ieftin. Da. Dar în 2012 le plăcea teatrul ăsta, că PSD și PNL l-au susținut pe piedone, USL-ul, în 2012. Asfaltezi la 12 noaptea când nu te vede nimeni, vrei să asfaltezi la 9 dimineața când încurci pe toată lumea și te văd toți că faci asta, nu? Mai o chestiune acolo, ochii pe care vorbea, are totuși o limită. Nu poți să stea unul la Ploiești și unul la Pitești și să vorbești la ochii-tochii. Din sectorul 5 până la sediul celebrei televiziuni de Cancan sau unde era el acolo, e o distanță cam măricică și dată fiind structura orașului clădiri, e greu de crezut că acel ochii-tochii funcționa. Deci cel mai probabil... Nu e, George, are din ăla ca la taximetriști. Depinde de frecvență. Da, aici, hai să nu intrăm. Are de armată. Are ochii-tochii de la NATO. Bucureștenii vor trebui să decidă dacă într-adevăr vor o platformă coerentă, o echipă. Pentru că sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e vorba doar de primarul capitalei, e vorba și de echipa din spate. Și majoritatea pe care și-o construiește, este responsabilitatea până la urmă a primarului să-și construiască această majoritate sau o persoană individuală care candidează și nu are, da, nu va face asta. Le întreb și pe domnul Falcă înainte de publicitate dacă e îngrijorătoare pentru PNL chestia asta că se duc voturile de acolo mai degrabă, potrivit acestui sondaj, repet, se duc mai degrabă spre piedone decât spre domnul Cârstoiu. Spre piedone și spre Nicușor, da. Eu am spus și în urmă cu câteva săptămâni că această campanie electorală, în prima fază a ei, rolul candidatului nostru este să motiveze atât electoratul PNL cât și electoratul PSD. Și această motivare se face prin prezență, prin un dialog corect și în partea a doua a campaniei vii cu programul electoral pentru București. Și noi suntem în etapa în care se motivează electoratul celor două partide. La motivarea acestui electorat contribuie și candidații la funcția de primar de sector și cred că drumul pe care îl avem noi este un drum corect pentru că astăzi domnul Cârstoiu este cel mai bun primar. Dacă vrem să ne gândim la un București de, pentru cine? Viitor, de ce ar fi cel mai bun primar? Domnul Cârstoiu, pentru că este exact omul care poate să coordoneze relația cu primarul de sector. Dar poate ce-l recomandă? Controleze și să... Numai puțin, am rugăminte. Dar ce-l recomandă? Dați Ionuț, niște argumente. Am rugăminte. Nu vreți să mă ascultați și dumneavoastră. Păi dați niște argumente și vă ascult pe cuvântul meu. Ziceți, e cel mai bun primar. Și eu întreb, ce-l recomandă? Hai să facem un dialog. Și ziceți, îl recomandă vocea și talentul. E doctor. Ionuț, rolul de a asculta este, îl înveți în primii 7 ani de acasă. Exact. Și eu, și rolul de a răspunde unor întrebări din partea unui interlocutor, să-l țin tot de educație. Eu întreb, ce-l recomandă? Că faceți niște afirmații absolute, că e cel mai bun primar. De ce? Când o să ajungeți dumneavoastră vreodată profesor universitar să mă spună. Așa, și de ce ar fi bun primar? Așteptați și răspuns-o dacă tot ați întrebat. Când o să ajungeți dumneavoastră managerul unui spital, cel mai mare spital din București, atâția ani, ceea ce înseamnă extraordinar să lucrezi cu oameni, să aduci fonduri europene, să dezvolți acel domeniu, să mă sunați pe mine. Deci, dacă e un ortoped bun, trebuie să fie oameni, și un primar foarte bun. Foarte bine că acești oameni intră în politică. Îi rog pe toți asta oamenii valoroși din București. Bine, dar nu îi rog pe toți oamenii valoroși din bun, România. Cel mai bun pe mari oameni de afaceri logica asta de Bruxelles. Domnul, ascultați, dacă tot ascult. Ați pus întrebări acum. Acum și ascultați. E foarte bine să intre acei oameni în politici, acei oameni în politică, pentru că România are nevoie de astfel de oameni. Perfect. Iar astăzi există o evaluare a prietenul meu Nicușor Dan, există o evaluare pe care o fac bucureștenii și o vedem în cercetări. Păi, vedeți, 40%. Un primar de sector, da, există astăzi un primar 40%. De sector care nu poate să fie viitorul Bucureștiului și există, domnul Cârstoiu, o soluție a celor două partide, o soluție foarte bună pentru București, care trece dincolo de ideea de politizare, ci aducerea competenței și a relaționării. Dar ce competență administrativă sau politică? Că este n-a făcut nici administrație, nici politică. Domnul Falcă, sunteți și politician și fost administrator. Trebuie deci să faci un bun primar trebuie să fie ori politician, ori administrator, amândouă. Mecanismul de management. Acest om a făcut management, acest om a condus oameni, acest om a dat performanță și a dat performanță în două domenii. Ce pentru că performanță? Un doctor bun, recunosc asta, dar ce legătură are cu o primărie? Primăria cea mai mare din țară.
Deci dumneavoastră, pentru dumneavoastră înseamnă că Piedon este un foarte bun primar, nu. Că nu are... Nu, aici aveți o frântură de logică. Domnul Falc, aveați o logică mai bună. Vorbeam de Cârstoiu și spuneți că dacă nu sunt de acord cu Cârstoiu, sunt de acord cu Piedon, sunt de acord cu Nicușor. Păi, focus un pic la discuție, domnul Falcă. Deci nu mai treceți de la una la alta, că și noastră credeți că sunteți un om logic. Astăzi, vorbim de Piedon acum? A reușit să câștige încredere. Domnul cine? Nicușor, dar n-a reușit să relaționeze. 40% ați văzut sondajul. Lucru care se vede astăzi. Așteptați votul. Așteptați. Continuăm discuția imediat după publicitate. Haideți că dacă e să vorbim despre cine zice, tot zice de Piedone că e un primar de sector și o să discutăm ceva mai târziu în emisiune. Până la urmă sunt și de la PNL și de la PSD. În mod ciudat îl tot umflă pe Piedone ca fiind un foarte bun primar de sector. De ce oare? Dar imediat ce revenim o să discutăm și despre nemulțumirile premierului Ciolacu la adresa președintelui Iohannis, pe care îl critică în niște termeni foarte duri. Rămâneți cu noi. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, vă spuneam că e foarte critic premierul Marcel Ciolacu cu președintele Iohannis. În același interviu în care discuta despre cum el, Ciolacu, n-ar fi foarte bun sau încă se mai gândește dacă ar fi bun de candidat la președinție, domnul Ciolacu a făcut și aceste considerații despre președintele în funcție. Mult prea mult a învrăjbit Klaus Iohannis și a căutat să potențeze un partid care n-a câștigat alegerile, PNL-ul, înțelegem. S-a dovedit că tot ceea ce a făcut n-a făcut cum trebuie. Îmi doresc un președinte cu adevărat. Va fi la propunerea unui partid, va fi la propunerea mai multor partide. Vreau un președinte detașat. Un președinte și al celor care l-au votat și al celor care nu l-au votat. Poftiți? Avem unul detașat de România, de tot s-a detașat. Iohannis de... Nu e cel mai detașat președinte de situația din țară de 5 ani de zile. Noi, eu cred că fiecare român s-a săturat de un președinte detașat. Avem nevoie de un președinte care să-și facă treaba pentru țară. Și are dreptate domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu nu pare genul. Da, acum întrebarea este că dincolo de critica la Iohannis, că na, ce te costă acum să mai critici așa? Îl critică, dar îi face casa din Aviatorilor 86. Da. Că ține la secret. O să-l propună alea. Probabil la Comisia Europeană. Păi acolo. Nu ține la secret. Ciolacu era pe PSOE subordina lui. M-am dus acolo, am făcut o grămadă de hârtii. Vreau să văd și eu contract. E în subordinea secretariatului general al guvernului. Așa, și secretariatul general al guvernului în subordinea cuie. Hai, că o luăm așa pe logică de asta simplă. Și credeți că Marcel Ciolacu... Cine e șeful SGG? Nu e premier. Și credeți că Marcel Ciolacu este cel care se ocupă de toate... Dar nu poate să-i zic că ăla de la RAPPS. Bă, întreabă o țară întreagă. 7 milioane de euro în imobilul din aviatorilor. Faceți și voi public ăla, că întreabă toată țara. De o lună și ceva de zile. Știți când a început proiectul cu reabilitare? În 2020. Așa. Asta spune colegul dumneavoastră, Nicușor Dan. În 2020, s-au apucat de treabă. Când au cerut autorizația. Să pună domnul cu asta mai mult, să pună Ciolacu în 2020. Să pună mai mult. Asta guvernul în 2021, în 2020. Acum începe asta e o minciună crasă. În 2022 Ciucă a secretizat în ședință de guvern contractul ăla. Nimeni nu știe și Ciolacu îl protejează pe Iohannis și face. Păi de ce nu face lumină? Ciolacu. Deci îi face casa lui Iohannis de 7 milioane și acum zice că e supărat pe el. Și câtă ipocrizie. Ce lumină vreți să-i facă? Să le arate dosarul ăla de ce bagă 7 milioane în casa aia. Un pretext pentru altceva. Deci domnul Ciolacu zice așa, va fi la propunerea unui partid, va fi la propunerea mai multor partide, adică ne ducem încet încet spre planul ăla cu susținutul de mai mulți? Da, dar e complicat totuși să meargă cu un candidat unic. Eu cel puțin așa văd acum. Dacă va fi un candidat, deci PSD-ul clar nu va renunța. Iar dacă va fi un candidat comun care să vină din zona PSD, așa cum vine domnul Cârstoiu, din momentul acela Partidul Național Liberal poate să-și semneze autodesfințarea. Adică pur și simplu vor veni românii la poarta la Modrogan și vor... Da, atunci o să zici despre ăla că a fost mai mult al tău al PNL-ului, cum acum domnul Cârstoiu pare mai mult al PSD-ului și păi unii din PSD nici nu mai neagă. Atunci o să zici, atunci e al nostru, la PNL-ul, lasă că noi l-am pus, e al nostru. Dar vedeți că la domnul Cârstoiu este o problemă în a convinge lumea că e cu adevărat independent și că nu are și că nu e legat mai mult de nici o să mai conteze. O să zici că e al tău, o să ți-l asumi tu. Avantajul însă la acest plan este faptul că dacă ne uităm la celelalte două partide care pot
pune în pericol, să spunem, un astfel de candidat. Cei de la AUR au înțeles că misiunea lor s-a oprit, cel puțin deocamdată aici. Am spus și săptămâna trecută, au venit la București cu un candidat, un ei ca nimeni, nu știe nimeni cum îl cheamă, da? Probabil că vor veni și la prezidențiale tot cu un astfel de candidat care să nu deranjeze. La Dreapta Unită pare că va fi domnul Drulă. Domnul Drulă, la fel, nu are forță foarte mare de... Oricum totul mai păstrează de suspansă, nu? De ce nu are forță? Dacă are tot electoratul de dreapta de partea lui. Nu știu dacă nu are. Să electoratul de dreapta pe Ciolacu? Așa spun și cei de la PNL și PSD, că domnul Cristoiu are tot electoratul PNL-PSD în spate. Tocmai asta resping. Dumneavoastră sunteți analist. Uitați aici ce n-are. Credeți că funcționează asta dacă vin liberalii și zice, dragi alegători pe PNL, urmașii lui Brătianu, votați-l pe Ciolacu? Nu o să funcționeze asta. Cred că vă bazați foarte mult pe faptul că alegătorii liberali și alegătorii de dreapta vor fugi de la PNL. E adevărat, foarte mulți vor fugi. Dar vă bazați că vor veni toți la dumneavoastră. Ori, ideea nu, de... N-a zis că o să vină toți la mine. Sau bun, că o mare parte din ei vor veni. O mare parte lui și domnul Ierea și pe aia domnul Falcă. Și mai continuăm după publicitate. Se face așa, construcția în pași, mi se pare, cu un partid, mai multe partide, să-și asume candidatul adevăratul președinte ăla care să n-arate ca Iohannis. Eu repet, din punctul meu de vedere, există două scenarii posibile. Fie scenariul 1 în care fiecare partid, atât PSD cât și PNL, vor avea candidați proprii în turul 1, fie scenariul în care ambele partide vor susține un candidat unic, dar care nu va fi membru PSD sau PNL. Bun, domnule Falcă. Ambele scenarii depind foarte mult de data de 9 iunie. Ok, domnule Falcă. Critici la adresa lui Klaus Iohannis. Acum, domnul Ciolacu caută un președinte care să nu semene cu Iohannis. Acum, la sfârșit de mandat al domnului Iohannis, foarte mulți doresc să-l critique, dar eu cred că domnul Iohannis a reușit și putem vedea ce se întâmplă. L-a criticat domnul Ciolacu și înainte, acum, nu e că... E drept că luase o pauză. De aceea cred că este... Mai ales că vreți, nu vreți, domnul președinte l-a nominalizat pe domnul Ciolacu. Dar eu cred că ați vorbit de ceea ce se va întâmpla după 9 iunie și eu cred că cele două partide vor avea fiecare... Da, refacem noi legătura pe publicitate, revenim în foarte scurt timp să vedeți ce atac între Ciolacu și Piedone pe mici și fumul de grătare... Parcă am mai auzit noi în campaniile electorale. Acum a ajuns, nici n-a început campania și a început duelul pe retorica cu mici și cu fum de grătare. Imediat, rămâneți cu noi!